A murit fostul ministru al turismului Dan Matea Gaton. În comunicatul transmis presei, Asociația Națională a Agențiilor de Turism precizează că regretă dispariția unui om care s-a dovedit a fi în timp un vizionar, care a pus interesul industriei turismului din România pe primul loc, dedicându-și eforturile pentru a rezolva problemele sectorului și a-l promova la nivel internațional. Dan Matea Gaton a ocupat funcția de ministru al turismului de două ori, în perioada 1992-1996 și apoi din 2000 până în 2003, fiind și cel mai longeviv ministru al turismului din România. Cu pasiunea sa pentru turism, Dan Matea Gaton a reușit să obțină o realizare deosebită în cariera sa. A fost numit vicepreședinte al Organizației Mondiale a Turismului, o distincție în premieră pentru o țară a Europei răsăritene la acea vreme. Acest lucru a demonstrat viziunea și expertiza sa în domeniul turismului, care au fost recunoscute și apreciate pe plan internațional, se mai arată în comunicatul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Dan Matea Gaton a fost recunoscut pentru abilitățile sale remarcabile de comunicare și marketing. A avut o relație deschisă și constructivă cu mass media și a transmis cu pasiune frumusețea și potențialul turistic al României în cadrul târgurilor internaționale, standurile României fiind la acea vreme foarte dinamice, cu artiști, spectacole, artizani și alți invitați speciali.